Punjab FC, una dintre cele mai slabe echipe din acest joc, din FIFA 24 sau FC 24, cum îi spui tu. Punjab FC este cotată acolo în acel top 10 anual care apare dintre cele mai slabe echipe care se află în acest joc. Ne luăm desigur după buget și totodată după jucători. Multe echipe din India au ocupat acest loc, multe de o singură stea, dar Punjab vine aici din forță cu jumătate de stea, într-adevăr. Și mai erau acolo câteva echipe din Irlanda. Și acesta va fi un cărimod provocare, unde provocarea constă în a duce această echipe pe culmile gloriei, având în vedere că în momentul de față bugetul nostru este cam de 500 de K. Am luat doar un singur scouter în plus, n-am mai știut dacă se iau young staff, n-am nimic aici, deci. Și dacă ar fi să-mi iau unul de ăsta de academie, cam scump și numai de ăștia slab găsim. Dar, na, asta este, n-avem ce să-i facem. E o sărăcie luce aici, într-adevăr, o echipă din India. Mă repet, deci înseamnă că și jucătorii noștri, mare parte, vor fi indieni. Ceea ce o să fie foarte funny, că de obicei sunt mici de statură. O să fie foarte funny totodată pentru că vom și juca anumite meciuri într-o videouri separate. Voi încerca să fac și cu gameplay de data aceasta, nu doar simulări. Și ne vom distra, chiar voi încerca să mai transfer jucători din India și mai ales la Academia de Juniori voi pune Academia să fie în India și în respectiva zona Indiei, știi, cumva că Punjab totuși caută noi superstare Indiei, știi, și oh, wow, o să fie interesant, o să fie provocator și desigur suntem în ultima ligă din Anglia, am zis totuși să nu jucăm Liga Indiei, că n-avem șansa Champions League-uri și de astea, și am zis, ei, de ce nu, ultima ligă din Anglia sună frumos, un adevărat road to glory cu cea mai slabă, cea mai săracă echipă din FIFA 24. Haideți să ne uităm puțin peste echipă, ca așa, ca și o scurtă recapitulare, vă zic totodată, vă rog frumos, dați click chiar acum pe acel buton de like, mă ajută foarte mult și hai să începem. Cei doi portari ai noștri, aoleu, suflă vântul în Dunăre, cum o să ne suflă și nouă mingile pe lângă acești doi portari în poartă, Kumar și respectiv Limbu din Nepal și respectiv India. Deci l-am pus transferistit pe Limbu la 33 de ani și cred că l-aș vinde și pe Kumar, dar rămâne de văzut. Îl avem aici pe Salah și da, Mohamed Salah, dar nu acel Salah. Este varianta de pe Wish. Mă rog, are India ceva site de ăsta de marketing. Indian Wish. Așa, trecem mai departe la Darje, care bă, nu cred că se poate mai jos de 50 overall, poate greșesc, poate nu, dar da, Darje, ia uite-l, avem și câțiva jucători, uite, de 65 overall, un grec care a ajuns aici și când l-am văzut pe acest grec, chiar mi-am adus aminte, oare mai ține și voi minte acum, wow, că așa trece timpul, să fie mai mult oare de 5 ani de zile, când cei din India chiar au încercat să revoluționeze fotbalul acolo și au încercat să aducă jucători de top. Parcă India a fost înaintea Chinei, înaintea, clar, a Arabiei și chiar și multe alte campionate care au mai încercat acest lucru, dar India chiar a forțat treaba aceasta, nu știu de ce, pentru că e o țară săracă, o țară ok turistică, dar multe, multe zone murdare, sărace, pardon. Așa, și au încercat și au reușit, l-au adus pe Del Piero, pe atunci avea vreo 36-37, nici nu mai știu, era bătrân. Și printre toate astea, precis noi românii vom ști, pentru că o echipă din India l-a luat pe atunci pe Marele Mutu. Și așa îmi dau seama că e mai mult de 5 ani de zile. Da, era Mutu, fraților, în India. Și wow, câte superstaruri au mai fost pe acolo, că au mai fost vreo 2-3. Nu multe, ce drept, nu cred că au avut mulți bani, știi, de salarii, dar au vrut să facă o cascadorie de PR, de marketing și mai că le-a reușit, dar totodată nu. Am zis să fac așa ca o paranteză, într-adevăr mulți jucători bătrâni ăștia care sunt așa de overall mai mare, îs bătrâni și desigur dacă credeți că este un cărimor realistic, într-adevăr vom încerca și pe baza salariilor să facem stop ca așa, una, două, pot să intru free agent, dau câteva salarii de alea mare a 2-3 jucători care știu că evoluează, următorul sezon îi vând și uite că am rezolvat career modul, nu,
facem ca pe vremuri. Am mai făcut un Caremo de genul acesta, tip provocare cu cea mai slabă echipă din joc, parcă în FIFA 22, pe final, că atunci a apărut 23-ul. Așa rețin, sper să nu greșesc. Prea multe Caremo moduri, știu. Într-adevăr, și așa acolo, cred că a fost primul Caremo unde am început cu ideea asta de salarii de maxim. Și din câte bine vedem, cel mai mare salariu în momentul de față era acest sloven, 4.000 de euro. Ok, 4.000 de euro, eu zic că salariul maxim să fie 5.000. 5.000 de euro, la mulți înainte, încercăm cât mai jos, dar 5.000 să fie salariul maxim, cel puțin pe moment. Ia uite că am reușit să vând primul jucător pe 100.000 de euro. Ne îmbogățim, bro! O avere. Primul nostru transfer este free agent, Jassem Gaber, vine aici la noi, la Punjab FC, un jucător din Qatar care a acceptat un salariu chiar forță de mic, 1.000 de euro. E un chilipir, my man, și mai ales că, ia uite, stai să vedeți, are 62 overall automat, primul 11, tiki-taka. Treabă bună, 21 de ani, poate mai reușim și le evoluăm și altfel. Ia uite, deja apărarea chiar e mișto cu ăștia doi. Mai trebuie să văd pe râb, lb, cdm, cm și mai ales ăștia doi sunt, aș vrea să-i schimb când ați bătrân și 45 pace. Aoleu! Am găsit și un portar free agent, ceea ce mă bucură foarte mult că portarii noștri, vai doamne, sper să reușesc să-i vând. Este Olafsson, un islandez. Cum sună asta? Un islandez la o echipă din India. Ha, da, sună ciudat de tot. Dar, ei, e free agent, chiar dacă vreau să-mi aduc un român acolo pe poziția de goalkeeper. Am zis, totuși, dacă l-am reușit să-l găsesc pe ăsta free agent și a acceptat un salariu de 4.000 de euro, deci este în repertorul nostru, am zis, hei, super, de ce nu? E free, ce e gratis, e super bun. Mă rog, cel puțin în cazul nostru de față. Na, așa da, 440.000 pentru Luca Maxen. Reușim și-l vinde pe unul dintre acei atacanți boșorogi și o să ne mai rămână numai Jordan de vândut, să sperăm că vom reuși și pe el să-l vindem. După care aș vrea să maxez eu să cumpăr jucători, știu că nu prea mai am jucători free agent, așa care să mi se muleze pe ideea mea de salariu propus. Deci este puțin mai greu acolo cu salariile, de asta am și zis că vreau să fie cât mai realistic, altfel ar fi fost mult prea ușor să avansez în acest career mode. Și totodată, cine știe, poate dau multor privitori, uite așa, prin public, idei de posibile transferuri și alte idei, dacă vreți și voi să faceți asemenea career mode-uri, să le zic, mult mai challenging, mai provocator, mai grele și, cine știe, poate mai interesante. Ok, Mishra vine la noi la echipe de la Mumbai City și l-am dat pe unul dintre cei mai incredibili jucători noștri, singurul care vindea tricouri din echipa noastră, adică Mohamed Salah, că toată lumea credea că este acel Salah, dar pe când este altul, dar l-am adus pe acest jucător pe poziția de LB la echipa... What? Ah, cred că e cea de cupă, de am așa puțin rezerve. Ce ciudat arată. Pentru că ia uite, are 62 overall, are cea pace, are 21 de ani, wow, 5 și 10, ok. Bun, deci automat ne-am mai întărit puțin și pe partea asta de apărare, pe partea de LB, până în momentul de față doar 3 transferuri, Gaber, Olafsson și Mishra sunt cei care au venit la noi la echipă și desigur în continuare mai am câțiva jucători transferlisted și mai încercăm desigur să mai... vindem câțiva jucători, dacă se poate, dacă nu se poate, cât să fă, n-ai cât să fă și, ia uite că ăsta ar fi un pic mai bun aici. Așa, într-adevăr, pe partea de ST trebuie totuși eu să mai aduc pe cineva și sper să reușim să-l vinde pe Jordan, cât că partea e nasoală ei, că e accidentat și de obicei când jucători de ăștia accidentați, nu prea se cumpără. Și, wow, doar un singur jucător am așa pe ST. Aoleu, și nu cred că mai am timp. Cum dracu n-am pus jucători pe sete sau n-am pus, dar era overall mic. Wow, m-am dus pe piața asta free agent și mai erau doar 3
3 jucători pe ST free agent, dintre care 2 vreau mai mult ca sigur salariu mare, că aveau stats-uri destul de mișto, și era acest Muntari. M-am uitat la el, facă, bă, nu l-am la scout, nu am nicio idee despre ce, cum, ce overall, ce stats, ce, cum. Pur și simplu așa full YOLO l-am cumpărat pe acest jucător. Într-adevăr nu este el foarte tânăr, 29 de ani, dar na, tot este mai de Doamne ajută, uite, decât, să zic, padre ăsta. Deci, da, bine ai venit, Muntari, și Doamne ajută să mai evoluezi puțin, că cine știe, poate scoatem un ban pe tine, n-ar fi rău. Ok, am mai luat încă un atacant din India, am reușit să fac acolo și un schimb, vreau mai mult să o schimb pe boșorogul nostru din sătă, dar nu l-au vrut, dar hei, tot am reușit să ne înțelegem asupra unui jucător și asta este, uite, cât de cât, acum chiar că avem, chiar că avem atacanți aici la echipă, Muntari și ăsta sper să joace. După care ăștia doi, nu știu, Pandre ăsta l-am pus la vânzare, ăsta am zis că poate îl mai păstrez ca o rezervă și să vedem de Jordan ce și cum se va întâmpla. În rest, oricum nu mai avem bănuți, jucător free agent iarăși Nexam și hai să vedem Young Staff dacă greușim și găsim ceva. Aole, numai de câte o steluță. A, nici n-are rost, nu m-am pierd bani, îl iau pe ăsta, mai îl și deleghez să meargă în India, să-mi caute jucători. No, nu se merită, nu se merită. Bun, deci în mare parte cam, ia, dacă mai reușesc să mai vină acea jucători, poate, poate. În mare parte cam asta este echipa. Sunt curios pe ce poziție vom termina în această ligă. Ziceam la începutul videoului că voi mai încerca să filmezi câteva meciuri, nu voi filma constant, mai ales nu acum că mă cam deranjează gâtul, dacă ați observat poate pe vocea mea, și vom juca oricum, dar habar n-am încă exact, că nu știu, habar n-am, nu știu ce să vă zic, decât că vom vedea, vom face cumva să fie frumos așa o idee între cele două, știi, să fie frumos pentru toți acest career mode și mai ales să fie distractiv, ăla e cel mai important lucru ever din acest career mode. Ia uite, mi vin ăștia cu ofertă de loan to buy. Pe ăsta am vrut să-l păstrez rezervă, așa-i? Na, n-are rost, n-are rost, și dacă îl dau loan, ce, că n-o să joace acolo? Zero șanse. Și primul sezon e gata și ca în rock, ia uite, nu suntem ultimii în clasament. Oricum, noi sunt alte ligi mai jose de aici în FIFA, dar da, este un achievement în opinia mea personală, foarte bine, bravo băieți, uite, în top 15, Gillingham, Grimsby, Horgate, Doncaster, suntem pe deci Doncaster, ce fain. Wow, suntem în top 10, 7, 6! Suntem pe locul 6! 15 meciuri am pierdut, 13 galuri și 18 victorii. Din păcate, cred că am intrat ca la un baraj de jucare a cupei, suntem 4 echipe, da? Și primele 3 au promovat automat mai departe. Uite, Wrexham! Chiar mă, și cu ei ar fi fost fain să fac un career mod. Notts County și Stockport sunt cele care vor promova automat. Hai să vedem, noi avem playoffs, da? Ai, 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 ai. Deci a fost Brentford City vs. Mansfield Town, unde Brentford City se califică mai departe, adică, pardon, a promovat, mai bine spus, în o ligă următoare. Și noi ne-am bătut vs. Salford City, care au un badge absolut epic, și am pierdut 4-3. 2-2 aici a fost ultimul meci, cât că pe agregat, ia uite, din câte se și bine vede, 4-3 pentru Salford. Deci, prin urmare, rămânem în ultima ligă, dar pe de altă parte, s-a jucat frumos, s-a jucat frumos, ia uite ce evoluție, ho-ho, Olafsson plus 3, 69 overall, Kunar plus 1, ăsta plus 4, Mishra, bravo, Daje plus 3, ăsta plus 1, ce sărăcie, ăsta plus 5, Gaber plus 5, 67 overall, nice, și ăsta plus 5, ăsta plus 2, ce mai e pe aici, plus 3, fiecare câte o evoluție, ceea ce este bine, ia uite și pe Talal, foarte bine, Kingpin, ăsta la MK Dons, nicio problemă, la aia știu că le expirau contractele și am zis, știi ce,
fie ce-a fi, ui, minus 4, 59 overall. Ăsta plus 3, oh, frumos, plus 4, 60 overall, Montari doar un plus 1, așa, 30 de ani, nu e el tânăr. Și da, foarte bine, primul sezon, na, rămânem într-adevăr în continuare în liga cea de jos, în liga 4 a Angliei, dar pe de altă parte, jucătorii au evoluat, ia uite deja au câteva cote frumoase pe piața de transfer, avem, ia uite, 1,5 milion, 1,4, 1,2, 1.700.000 și așa mai departe. Sunt curios în următorul sezon ce se va întâmpla, ce buget vom avea și să vedem ce jucători free agent voi mai găsi, că cred că de acolo voi insista eu cel mai mult. Stai să vedem, câți bani am, omul? 256. Ai, da, o să trească să încerc și cu o bază de junior, doar că vreau și eu unul măcar cu 3, știți, 3 stele, 3 stele, dacă aș putea găsi, că na, te costă și ăsta, Young Staff, omul, plus banii care îi dai tot timpul și se meargă nu știu câte luni în țara respectivă unde alegi să-ți caute juniorii. Dar ia stai să vedem la player stats, nu ne-am uitat, avem ceași jucători oare pe aici, top goalgetter, top assisturi? Jos de tot, Mera, 12 goluri. E chiar, nu ne-am uitat doar la statistici și evaluări, ia uite. Nu ne-am uitat și la goluri. Azi de Montari, 13 goluri, Mera, 12, Talal, 11, Jordan, bătrânul, 10. Nice! Ia uite și pe ăsta cu 9, ăsta cu 6, Mișa, 5. Bravo, bă, băieți! Wow, Boșorogul ăsta e 33 de ani, chiar ne-a ajutat. Uite, 10 goluri și 9 asisturi. GG, man. GG. Dar da, cam acesta a fost primul episod din acest Road to Glory, provocare, care încerc eu aici să-l fac, scurs cât de multe episoade vom avea. Și, wow, sunt curios unde vom și ajunge cu această echipă. Cât de departe, vă, ce părere aveți, câte episoade ne va trebui să câștigăm Champions League-ul, Dumnezeule, cred că vor fi multe. Dar da, numai bine, pa, pa!